ține îndurarea lui, căci în via ține îndurarea lui. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, căci în via ține îndurarea lui. O, Doamne, noi pe tine, Doamne, noi pe tine te lăudăm. O, Doamne, noi pe tine te lăudăm. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun. O, Doamne, noi pe tine te lăudăm. Împlinește, împlinește-ți voia ta în viața mea. Aleluia, împlinește-ți voia ta în viața mea. Aleluia, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun. Împlinește-ți voia ta în viața mea. Cu tot ce sunt îți cânt, cu tot ce sunt îți cânt. Aleluia, cu tot ce sunt îți cânt, aleluia. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, cu tot ce sunt îți cânt, aleluia. Căci în via, căci în via, ține îndurarea lui. Căci în via, căci în via ține îndurarea lui. Aleluia! Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, căci în via ține îndurarea lui. Dumnezeu, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, căci în via ține îndurarea lui. Aleluia, vă spunem bun venit în seara aceasta la Biserica Ozana. Haideți să ne ridicăm pe picioare și începem timpul acesta de laudă și de închinare în seara aceasta. Vom cânta, ne vom ruga împreună și cu toți împreună vom lăuda numele Domnului. Haideți cu toții să cântăm cu toții: credincioasă slugă, mă aplec în rugă. Haideți să intrăm în timpul acesta de laudă și de închinare, să ne conectăm cu Duhul Sfânt în seara aceasta. Arcuri încordate, fivori îndreptate, vârfura scuțite, nu mă tem. Piedici, bariere, nu au putere când pe Domnul Iisus eu îl chem. Cu toții, credincioasă slugă, mă aplec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Piedici pe cărare, piedici pe cărare, știu că vor apare, dar de Domnul Iisus nu mă las. El îmi dă putere, har și mângâiere și mă însoțește pas cu toții. Credincioasă slugă, mă aplec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Zile norate, zile norate, nu mă vor abate de la ținta veșnicilor. Ploaie și furtună, toate împreună le înfrunt cu al meu mântuitor. Cu toții, credincioasă slugă, mă aplec în rugă și mă-l chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Doamne, Tu,
Doamne, Tu mă ține aproape de Tine, să mă strângi la pieptul Tău ceresc. Lângă Tine, Tată, cu haina curată, cu credință vreau smerit. Cu toții să cresc, credincioasă slugă, mă plec în rugă și îl chem în ajutor. Același Dumnezeu, credincioasă slugă, mă aplec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Aleluia, haideți cu toții să lăudăm pe Dumnezeul acesta, cu toții cu mâinile ridicate. Cu vocile noastre să lăudăm din toată inima Tatăl nostru care ești în ceruri, glorie și preamă.
laudând pe Domnul. Trăim plin de har ca Ilie, cuvântul divin proclamând. Trăim iar în vremea lui Moise, profetul neprihănire primind. Deși zi de zi încercări vin, trâmbițe vestesc, soare strălucind, să-L slăvim, iar îndurării din Sion El ne-a mântuit. Sunt zilele lui Ezechiel. Sunt zilele lui Ezechiel, când oasele va cânta, aleluia, pământul
ai haina sa. Aleluia, și noaptea. Și noaptea nu va sta, fugind din fața sa, fugind din fața sa. Cu toții, ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vom vedea ce mare ești Dumnezeu. Chiar timpul a făcut. Aleluia. În mâna Lui s-a scut sfârșit și început. Triunic Dumnezeu, Tată, Fiu și Duh, El este leu și miel, cu toții, El este leu și miel. Ce mare ești Tu, vom cânta ce mare ești Tu, toți vom vedea ce mare ești Dumnezeu. Aleluia, numele Lui, numele Lui Sfânt, Îl înălțăm cântând. Ce mare ești al meu Dumnezeu. Haideți încă o dată, numele Lui, numele Lui Sfânt, Îl vom cântăm cântând. Ce mare ești al meu Dumnezeu. Let's try it in English as well, just the voices. How great is our God? How great is our God? Doamne, este lauda și închinarea pe care le-am adus în după masa aceasta înaintea Ta. Primește-le, Te rugăm frumos. Jertfa noastră de seară am adus-o înaintea Ta și Te rugăm frumos, în mila și în bunătatea Ta, primește-le. Tu ești Tatăl nostru și ca și copii ai Tăi am venit și în seara aceasta înaintea Ta, Mântuitorule, să proclamăm Creatorul, să proclamăm numele Celui Prea Înalt. Ești Domnul Veșnicilor. La glasul Tău ai creat pământul și tot ce se vede. Pe noi ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta și vrem și în seara aceasta să-Ți onorăm numele. Primește-ne, primește-ne, Tatăl nostru. Te proclamăm pentru că ești bun, amen, pentru că ești măreț, pentru că ești atotputernic. Tu ești cel mare și în seara aceasta am cântat măreția Ta. Și într-o zi Te vom vedea venind pe norii cerului să ne iei acasă. Te așteptăm, Iisuse, dar până în acea zi ajută-ne să fim gata pentru Tine. Ajută-ne sufletul nostru să caute întotdeauna prezența Ta. Te onorăm, Mântuitorule, că ești aici. Lasă adierea Duhului Tău cel Sfânt să cuprindă biserica aceasta, să cuprindă fiecare suflet, fiecare inimă, Doamne. Mișcă în seara aceasta prin puterea Duhului Sfânt inimile noastre.
și cuvântul care se va rosti să ajungă la inima noastră, la sufletul nostru, la mintea noastră și să fim treziți de El, Doamne. Te onorăm și te slăvim atotputernic, Tatăl nostru. Și rămânem ascultători și în seara aceasta. Și șoapta Duhului Sfânt, credem și nădăjduim că ne va vorbi. Te așteptăm și te onorăm și te preamărim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și până în veșnicii. Amin. Haideți să cântăm numai încă o dată corul acesta așa de frumos. Ce mare ești, numai vocile, mă rog. Ce mare ești Tu, vom cânta ce mare ești Tu, toți vom vedea ce mare ești Dumnezeu. Ce mare, ce mare ești Tu, vom cânta ce mare. Ce mare ești, Dumnezeu! Aleluia! Amin! Tatăl nostru, îți mulțumim încă o dată pentru seara aceasta și îți dăm timpul acesta de laudă. Aleluia. Numai pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Cel care a fost și este și veni și vine. Și în seara aceasta cerem binecuvântarea Ta peste fiecare din noi în seara aceasta. Lasă prezența Ta să ne atingă fiecare inimă. Și primește timpul acesta de laudă, Iisus, am cântat pentru Tine și am lăudat numele Tău, nu numele nostru, nu nouă, Doamne, cum scrie în Psalmul 115, nu nouă, Doamne, ci numele Tău, dăm toată slava și toată cinstea și toată gloria. Primește lauda noastră în seara aceasta. Îți mulțumim că ne asculți în numele Lui Iisus Hristos, Tată. Amin și amin. Dragii mei, bine ați venit, puteți să vă așezați, bine ați venit la Biserica Ozana, Worship Team, grupul de laudă, vă mulțumim din toată inima. Vrem să dăm microfonul la pastorul bisericii și continuăm în seara aceasta. God bless you. Thank you for being here.